Explicați-ne în ce constă mai exact procedura aceasta de înghețare a grăsimilor. Procedura este un patent foarte nou, patent de anul trecut, care se referă la distrugerea celulelor grase. Celulele grase sunt distruse prin înghețare doar în locurile în care ele sunt dispuse între piele și mușchi. În momentul unui astfel de tratament, pacientul trebuie să aibă o zonă accesibilă, de exemplu abdomenul, flancurile, coapsele, genunchii și minim 2,5 grosime a stratului adipos. În momentul în care se începe tratamentul, pompa de vacuum care are în aplicator lamelele pentru înghețare trebuie să prindă acest panicul. De aceea, pacientul nu o să sufere niciun fel de traumă internă, nu o să aibă niciun fel de senzație neplăcută de frig și nu poate să aibă complicații sau efecte adverse. Acest lucru face ca procedura aceasta să fie considerată non-invazivă și a făcut-o să primească aprobarea Comunității Europene și a FDA-ului american. Atunci, trebuie să se pregătească pacientul cumva pentru procedură înainte sau nu? În momentul în care un pacient se prezintă pentru înghețare, nu are nevoie de pregătiri speciale. Pielea pe zona pe care vom aplica tratamentul trebuie să fie integră, deci să nu aibă probleme cutanate pe zona respectivă și să aibă o stare normală de sănătate. În momentul în care tratamentul se termină, o astfel de ședință durând între 20 de minute și 30 de minute pe o zonă, pielea pacientului este roșie, are o senzație de piele rece în zona respectivă și foarte rar pot să apară vânătăi. În ziua tratamentului și în următoarele 2-3 zile după tratament, pacientul este rugat să nu facă băi fierbinți, saune, jacuzzi, expuneri la aburi sau masaje agresive pe zona tratată. Disoluția grăsimilor din celulele distruse în timpul tratamentului se face foarte lent, lucru care ne ferește pe noi de stresul ca pacientul printr-o dietă inadecvată să ne producă neplăceri. De aceea, din fericire, tratamentul nu este însoțit de diete, de restricții alimentare sau de precauții suplimentare și nu avem probleme nici cu pacienții care au mici dislipidemii, adică au niște fracții sangvine ale lipidelor totale puțin mai mari decât ar trebui. În general, siguranța tratamentului îl indică ca însoțire a curelor de slăbire sau ca în momentul în care un pacient a ținut o dietă și grăsimea a rămas depusă pe zone neplăcute, de exemplu a slăbit omul la cântar și are o greutate normală, dar a rămas cu un șorț abdominal sau o femeie care a rămas cu grăsime pe aripioare, doar pe acele zone va avea acest tratament. Oamenii trebuie să înțeleagă că e un tratament de modelare corporală. Deci el nu este o dietă, nu este o cură de slăbire, ci un mod prin care îndepărtăm depozite adipoase pe zone strict localizate. Și care ar fi zonele pe care este recomandată și ar fi eficientă procedură? Cele mai bune zone pentru tratamentul acesta sunt abdomenul, flancurile, adică șoldurile, coapsele, în special exterior, mai puțin interior, genunchii, brațele și spatele. Practic orice zonă pe care putem aplica acest aparat și care are măcar 2 cm și jumătate grosime în stratul adipos. Într-un astfel de tratament, pacienții trebuie să știe că nu se distruge tot panicul. Deci o astfel de ședință poate să distrugă până la 40% din grosimea stratului adipos. Deci ca să vă dau un exemplu, dacă un pacient are un strat adipos de 4 cm, la 6 săptămâni de la ședință o să aibă aproximativ 2 cm. Nu înseamnă că nu o să mai aibă deloc niciodată grăsime pe zona depusă.
Un alt mare avantaj al acestui tratament este că el previne îngrășarea neuniformă. În sensul că dacă eu, din rațiuni hormonale sau medicale, am grăsimea dispusă predominant pe coapsă și fac o astfel de aplicație, chiar dacă în cursul vieții mele o să mai am variații de greutate și o să mai pun grăsime, nu o să o mai pun predominant pe coapsă, pentru că acolo numărul de adipocite este mai mic decât era cu 6 săptămâni înainte de rezultatul final al acestui tratament. Cred că oamenii se întreabă, fiind o tehnologie nouă, care este diferența între liposucție și această procedură non-invazivă? Principala diferență este faptul că ea nu necesită nici analize preoperatorii, nu necesită nici anestezie generală sau peridurală, nu necesită niciun fel de anestezie, nu ne bagă în riscurile operatorii și în riscurile inerente oricărei anestezii. De asemenea, după tratament nu există durere, umflătură, vânătaie sau cicatrici. Deci nu există niciun fel de semn. Singurul lucru pe care îl observăm după un astfel de tratament este că zona s-a roșit, este ușor roșiatică, poate să fie sensibilă, adică să ne doară puțin 2-3 zile după tratament, și că această diferență se va obține treptat. Motiv pentru care noi îi chemăm pe pacienți la control la o lună și jumătate de la tratament. O altă diferență majoră este faptul că putem lucra zone în care există anumite intervenții anterioare. Deci chiar dacă, să spunem, un pacient a avut în urmă cu 10 ani o liposucție pe zona lucrată și omul a mai depus, chiar dacă n-a mai depus în special în locul respectiv, dar inclusiv în locul respectiv, nu avem niciun fel de contraindicație să lucrăm din nou acea zonă. În al treilea rând, după crioterapie, nu avem nevoie de corsete, de benzi elastice, de pansamente sau de rămasul în clinică peste noapte sau câteva zile. Câte ședințe maxim se pot face? Numărul de ședințe depinde de grosimea stratului adipos. Dacă avem o grosime de 2 cm și jumătate, nu putem face mai mult de o ședință. Dacă avem o grosime de 10 cm, nu putem face mai mult de 3 ședințe. În general, acest număr maxim de ședințe este dat de faptul că în panicul respectiv trebuie să rămână 1,5 cm de grăsime pe de-o parte și 2 la mână, pentru că nu trebuie ca oamenii să găsească în acest aparat soluția pentru un mod de viață nesănătos. El o să ne distrugă grăsimea de pe abdomen, dar nu o să ne distrugă grăsimea de pe coronare. El nu e o dietă și nu înseamnă că dacă avem suficienți bani, putem să trăim cât de nesănătos dorim și să devenim obezi, pentru că ne vom prezenta la clinică și o să scăpăm de acea grosime. În general, practic, tratamentul nu necesită diete, pentru că descărcarea asta din panicul făcându-se atât de lent nu ne va modifica analizele în general, deci nu ne va băga în grupe de risc, dar nici nu putem face yo-yo cu panicul și toată viața noastră să ne bazăm doar pe mijloace externe de îndepărtare a grăsimii.